Situația dramatică din țara noastră se accentuează în fiecare zi. În instituțiile în care românii ar trebui să-și îmbunătățească în mod normal starea de sănătate, riscă să-și piardă viața. Alții doi oameni au murit și 16 au fost evacuați în urma unui incendiu izbucnit joi dimineață la Spitalul Județean din Ploiești. Sistemul medical din România a ajuns în colaps. O altă secție COVID dintr-un spital din țara noastră a luat foc. Doi bolnavi au murit carbonizați, iar o infirmieră a ajuns la spital cu arsuri grave. Se pare că unitatea medicală din Ploiești nu avea autorizație de securitate la incendiu. La fața locului au fost mobilizați 57 de pompieri militari, 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare și 20 de ambulanțe. A fost deschis dosar penal după izbucnirea incendiului de la acest spital din Ploiești pentru ucidere din culpă și fătămare corporală din culpă. Urmează să fie stabiliți vinovații. De la începutul acestei pandemii, autoritățile guvernamentale nu au luat nicio măsură concretă pentru ca aceste incidente tragice să nu se mai repete. Spitalele nu au fost pregătite pentru valul 4, să existe avizele necesare și instalațiile de oxigen să fie controlate. Sistemul medical este supra-solicitat, iar românii noștri sunt în pericol să ardă în spitale.